אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזכירים את נשמות אחינו בני ישראל שנתמנו בבית עלמין זה ועצמותיכם הושלכו כדומן על פני אדמה מימי שלטון הרשע בעבור שאנו מתפללים בעת הזכרת נשמותיכם בגן עדן תחי מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפף לעולמים ויצרור ביצרור החיים את נשמותיכם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותיכם ונאמר אמן. אמן. Doamne, plin de îndurare, care tronezi în înălțimi, fă să-și găsească o odihnă adevărată sub aripile prezenței divine, în rândul celor sfinți și curați, care strălucesc precum flacăra cerească, sufletele fraților, fii ai lui Israel, care au fost înhumați în acest cimitir, și osemintele lor, ce au fost aruncate precum gunoiul pe ogor în anii de restriște, prin meritul a ne ruga și pentru amintirea sufletelor lor. De aceea, Părinte al Îndurării, odihnește-le sufletele sub aripile divine în vecii vecilor și adună-le sufletul în buchetul etern al vieții. Domnul este moștenirea lor, odihna lor să fie în grădina Edenului și fie-le somnul lin în pace și în eternitate. Și să spunem cu toții, amen. 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 Ne aflăm aici pentru a cinsti memoria unor oameni de demult. Citesc aici și rămân impresionat. În anul 1400, în Iași a existat un cimitir evresc. Este o dovadă a prezenței noastre timp îndelungat pe meleagurile României și ale Moldovei în mod special. Să aduci din istorie amintirea unor oameni care de mult nu mai sunt, dar care au dat, dacă vreți, sfințirea locului, pentru că acolo unde este un cimitir, noi spunem evreiesc, dar e valabil la orice oameni, acolo avem de-a face cu un loc sfânt. Cred că e importantă că poporul evreu a trăit în istorie câteva milenii bune, noi vorbim de un calendar de 5776, ăsta e anul nostru de astăzi, dar vorbim de poporul evreu cam de 3000 de ani, atunci când Abraham, patriarhul, a avut revelația divină, și de atunci suntem în istorie. Ce înseamnă a fi în istorie? E un popor care a trăit mulți ani, care a suferit enorm în istorie, dar a creat istorie și a creat în istorie multe lucruri. Iar anul 1400 este o provocare. Este o provocare care arată că comunitatea evreilor, ca și comunitatea românească, au conlucrat împreună de la originile acestui oraș. Așa cum noi am
sărbătorit 1408 ca și an de datare documentară, așa cum știm că a fost și o biserică armenească la 1385. În urmare, legăturile cu istoria nu sunt elemente de punctat doar atunci când istoria ți este neconvenabilă. Ele trebuie să rămână permanent în amintirea acestui oraș. Și să dea Domnul să crească comunitatea. Noi avem un target, am zis, în 5 ani 1000 de comunitari evrei și cu siguranță, dacă punem umărul cu toți, așa va fi. Și să credeți faptul că totdeauna cu prietenie, în primul rând, ne vom apropia unii de alții, pentru că avem și de ce. Avem o istorie comună, deci avem și un viitor comun. Why stone on the grave and not flowers? In the Jewish tradition, we put stones. They are something that remains. They show that you've been there, that you are thinking of the departed. And the flowers, they are beautiful, but they die very fast, so nothing remains. That's why we put stones.